Sestor, un duel riscant acolo. Noiere liber, Noiere gol! Gol, 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 gol! 1-0, Bisonul își face datoria. Golgheterul FCSB-ului din a doua tentativă reușește să trimită mingea care rămăsese liberă în careul mic după ce el însuși trimisese cu capul foarte bine. Plonjonul lui Lazar a salvat doar parțial această situație. Tot Noiere a marcat și l-a făcut pe Ali Bek să sufere pe banca de rezerve. 1-0, un gol care probabil va debloca această dispută. Încă o dată, faza pleacă de la centrarea lui Benzar. Cât de liber este acolo, aș spune suspect de liber Noiere, în interiorul careului Astrei. Lovitura de cap a francezului blocată în primă fază de Lazar. Noiere, atent pe urmă, îl execută pe Lazar din a doua încercare. Edi Arlem Noiere cu al 12-lea gol stagional, nu mai marcase de ceva timp, avea nevoie de această reușită. Edi Arlem Noiere, el nu mai marcase din 16 decembrie, atunci când FCSB-ul se impunea cu 3-1 în deplasarea de la Botoșani. 1-0 așadar pentru Roșii Albaștri. Iertat, chiar dacă în primă instanță Lazar salvase cu un efort supraomenesc. Și nu vorbim de orice defensivă, ci de a doua cea mai bună apărare din Liga 1. Până la ora acestei partide, Astra primise doar 24 de goluri, ca și CSE Universitatea Craiova. Gol! 2-0 marchează Iulian Cristea la al doilea său meci în tricoul FCSB-ului. Cristea dublează avantajul Roșii Albaștrilor aici la Giurgiu. Astra este în genunchi în aceste momente. Iată, trupa lui Costel Enache încasează două goluri în decurs de 2-3 minute, într-un interval de 2-3 minute. Iulian Cristea, proaspătă achiziția FCSB-ului, înscrie și el și Roșii Albaștri se duc la 2-0 pe tabelă. Man a executat cornerul și Iulian Cristea penalizează o nouă gafă din defensiva giurgiuvenilor. O contribuție importantă are și Edi Arlem Noiere, care a sărit fals aici, ori poate n-a ajuns la minge, l-a scos din dispozitiv pe Sestor și i-a permis lui Cristea să-și placeze lovitura de cap, specialitatea casei la Cristea. Mi-aduc aminte și de un gol marcat în actuala ediție de campionat. Și Florentin Matei nu au fost incluși în lot de Mihai Tejea pentru această partidă. Întâmplător sau nu, sunt doi dintre jucătorii criticați vehement de patronul Roșii Albaștrilor după înfrângerea cu Viitorul. De altfel, Gigi Becali a și ieșit public și a declarat că Matei, Nedelcu și Stoian se vor despărți de FCSB la finalul acestui sezon. Ocazie importantă, apariția lui Mike Sestor a creat panică în careul FCSB-ului. Iată-l pe Mike Sestor, avansează pe un culoar, iar șutul său se duce în bară, ocazie mare de tot. Iată-l pe Bălgrădean, surprins de execuția lui Sestor. Rămâne 2-0, dar oaspeții se care întoarce frumos, pasă pentru Noiere care scapă singur. Noiere se duce către careu, poate să facă dubla. Noiere se întoarce, faza se răcește, însă vine șutul foarte frumos al lui Man, paradă de excepție a lui Lazar. Este doar corner și scorul rămâne 2-0 după un contraatac ce putea fi letal. Cât de bine și cât de repede au dezvoltat acest contraatac cei de la FCSB. Aici Noiere este altruist, îi pasează lui Man, un dribling scurt, apoi șutul și parada lui Lazar. Lazar ține asta. Junior Moraiș din drop a degajat această minge care a fost aproape de a ieși acolo preluarea lui Bejan. Man are galben, Bejan are galben, mai ia unul și este eliminat. Suntem în minutul 74 și situația Astrei se complică foarte, foarte mult. Bejan își lasă echipa în 10, Astra condusă cu 2-0 pe tabelă. Meciul pare rezolvat în favoarea celor de la FCSB. Iată momentul în care Bejan îl faultează acolo pe Denis Man. Da, este mai greu sesizabilă, cel puțin de la nivelul micului ecran, această intrare neregulamentară a lui Bejan, mai ales că el, iată, primește și al doilea galben.
implicit pe cel roșu. E drept că s-a și prăbușit acolo Man. A șaptea eliminare în contul Astrei de-a lungul întregului campionat și, atenție, Bejan este la al doilea cartonaj roșu din acest sezon. Singurul astral cu două roșii, până acum niciun coechipier, nu cred că mai... La București, pe banca Astrei a fost Gigi Mulțescu. Centrarea lui Roman Horra! Aștepta și Man. Cred că mai bine poziționat era Man, dar Horra nu avea de unde să știe că în spatele său se află un coleg. Ocazie mare, o nouă ocazie mare de 3-0 pentru FCSB. Hora din nou aproape de gol. Lulacu se răsucește frumos acolo. A fost acolo și o foarfecă. Filipe Teixeira, Roman, Coman și Man. Un joc de cuvinte între jucătorii de la FCSB, aflați în lotul acestei echipe. Junior Moraes prins acolo de picior, o fază care nu prea seamănă la fotbal. Avem reluare ocaziei de mai devreme, Hora în offside însă, un offside nesemnalizat.